ziua tuturor! Deschid ședința ordinară a Consiliului Local din Mercăget din data de 28.06.2022. Din totalul de 13 consilieri sunt prezenți 8 și 5 consilieri participă online. Pe ordinea de zi, cum bine știți, avem un număr de 14 puncte, din care 12 proiecte de hotărâre, primul punct aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare și ultimul punct diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâri privind atestarea inventariului bunurilor care aparțin domeniul public al Comunei Dimeș-Făget, județul Bacău, obiect, hotărâre, modificare și completarea poziției 1, avizează Comisia 1, 2 și 3, inițiator primarul Comunei. Aici este vorba, cum am discutat și în comisii, drumul de la Târgăuș. Ne-a ajutat Dumnezeu, putem să renuim domeniul public al Comunei Dimeș-Făget și trebuie o hotărâre în privința asta. Am trecut prin toate, o să fie scos din inventarul statului și așa mai departe și o să intre legal după 20 de ani în inventarul nostru. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Cine? Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.05.2022. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Abțineri. O persoană s-a abținut. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Dimeș-Făget, județul Bacău. Obiect, hotărâre, abrogare, poziția 55 din și modificarea poziției 54. Avizează Comisia 1, 2 și 3. Aici e la cămin. Având în vedere, am făcut recepția căminului, se modifică valoarea căminului și trebuie să renumim tot domeniul public al Comunei Dimeș-Făget cu valoarea investiții care am investit în căminul. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Mulțumesc. Următorul punct. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Dimeș-Făget. Avizează Comisia 3. Inițiator primarul Comunei. Aici, la rectificarea bugetară, a venit niște bani din concedii medicale. Este vorba de vreo 36.000 de lei. Bine zic, doamnă? Da. Vreo 36.000 de lei care am primit de la Casa de Asigurări de Sănătate și trebuia să punem tot la salarii înapoi și trebuie rectificat bugetul, dacă sunteți de acord cu treaba asta. Să pun la loc. Cine este pentru? Și bineînțeles, modificarea listei, dar o să ajungem și acolo la punctul respectiv și atunci discutăm mai mult. Abțineri. Împotrivă. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul UAT Dimeș-Făget. Avizează Comisia 3. Inițiator, primarul Comunei. Aici era vorba că ședința trecută sau acum două ședințe am discutat pentru oamenii care fac naveta, să putem deconta naveta la angajații primăriei care sunt din altă parte. Eram de acord să inițiem un proiect, am inițiat acum, e conform legii și dacă sunteți de acord să votăm proiectul respectiv pentru a putea fi decontat într-o lume. Discuție? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri. Abțineri. Împotrivă. Mulțumesc. Următorul punct. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
parohiei ortodoxe din comuna Dimeș-Făget, realizează Comisia 3. Aici e vorba care am prins și în buget, dar acum trebuie să votăm că au venit cu cererile și poate să putem face decontările respective. Era vorba în buget când am prins câte 60.000 la fiecare parohie, și la ortodoxă și la catolic câte 60.000 de lei și am inițiat proiectele respective, au fost preoții, au făcut cerere, o să aduc dovezi și devize ce mai trebuie pentru a putea deconta cheltuielile lor. Este vorba de parohia ortodoxă. Da. Și parohia catolică. Exact. Următorul lucru. Da. Vot pentru amândoi dacă... Putem să votăm și punctul numărul 7, fiind vorba de parohia romano-catolică. Tot despre acea sumă este vorba. Da, exact. La amândouă câte 60.000 de lei. Deci punctul numărul 6 și 7 este vorba despre parohiile. Supun la vot amândouă puncte. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Comuniului Cultural Făgeri către organizația Caritas Alba Iulia Dinc, Arhidiceza Romano-Catolică Alba Iulia. Avizează Comisia 1 și 2. Aici este vorba, anul trecut am votat ca să pornim îngrijire la domiciliu pentru oamenii care sunt bolnavi, care n-au cine să întrețină și așa mai departe, măcar un medicament să ducă sau dacă are rând să... Anul trecut am votat-o, am pornit-o această lucrare cu Caritas, dar având în vedere prețurile foarte ridicate, ne-am oprit. Anul trecut ne costa undeva la 100-120 de mii de lei anual treaba asta. Serviciile respective, dar anul ăsta privind ajutorul financiar, că au prins un proiect de la Guvernul României, ne costă nici măcar nici jumătate nu ne costă anual. Și atunci trebuie să dăm un spațiu pentru ei să aibă un loc unde să aibă un depozit de medicamente, să aibă unde să primească un om cu scaune de trotire și așa mai departe. Și ne-am gândit să fie în Căminul Cultural, avem o încăpere acolo, jos pe parter, care ar trebui să dăm. Pentru treaba asta, ca să poată să depună ei pentru proiectul la Guvernul sau la statul român, trebuie să aibă un contract de închiriere cu titlu gratuit, conform legii. Aici nu este nimic. Adică legea ne permite, de aia e și cu titlu gratuit. Dacă mergeam pe bani, nu puteam să dăm în concesiune sau închiriere, având în vedere că era făcut Căminul Cultural prin AFIR. Aici nu vorbim de bani, nu vorbim, vorbim de utilitate, cum ar veni utilități publice, adică un ajutor pentru Comuna Dimeș-Făget. Dacă sunteți de acord cu contractul respectiv, atunci... Discuție? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință pentru lemnul ce poate fi vândut direct către populație de către RBL OSE Dimeș-Făget era. Avizează Comisia 1 și 3. Inițiator, primarul comunei. Aici știți foarte bine discuțiile purtate în comisie. Fiecare poate să exprime părerea și de ce am ajuns aici la prețurile respective, că trebuie să ridicăm prețul, că nu avem de ales, adică nu putem să acoperim cheltuielile și nu putem să facem un minus pentru ocol, că după aia, pentru curtea de conturi, trebuie să plătească cineva banii înapoi. Adică și motorina s-a dus, exploatarea se duce, adică prețurile sunt extrem de mari. Și atunci, la propunerea șefului de ocol, și bineînțeles și eu eram de acord, sunt niște prețuri de referință care ar trebui să votăm. De exemplu, dați-mi dosarul aici. Prețurile sunt în felul următor. Lemnul de foc să fie scumpit cu 20 de lei, adică cu 80 de lei metru cu la drum auto. Lemnul subțire, la care se adaugă și lemnul gros, care e de depreciat, adică nu o să fie numai de 24, categoria a doua cum ar veni, o să fie 250 de lei cu TVA cu tot la drum auto. Și lemnul gros, care lemn de calitate, o să fie prețul de 400 de lei. Și așa, îmi zic părerea, și așa,
sunt unele probleme unde nu putem să acoperim cheltuielile. Adică mai mult nu putem să ridicăm că n-avem unde, mai jos nu putem să dăm că o să avem o gaură. Adică nu o să fie costurile acoperite și atunci pierderea trebuie să-și asume cineva. Pierderea aia nu am cum să-mi asum eu sau ocolul, că și nici costul local. Am convenit la prețurile respective, nu știu cum o să fie, dacă sunteți de acord, nu sunteți de acord, fiecare să zică părerea că... Trebuie pus la vot și imediat de discuții, dacă mai sunt pe tema... Am discutat, în comisie am discutat în fel și în fel, n-are ce să mai discutăm, asta e părerea mea. Trebuie pus la vot și trebuie votat. Cine vrea? Să pun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Trecem la următorul punct, punctul numărul 10. Proiect de hotărâre... Au fost 4 abțineri, că una a fost și mai înainte. Da? Da. Da, și pentru ce? Că, a trecut sau nu a trecut? Pentru la doua cine a fost? A trecut cu 9. Da? Cu 9 a trecut. Bine. Trecem la punctul. Bine. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea valoare contract la obiectivul de investiții de desfințare C2, corp 2, atelier școală și construire de corp nou școală gimnazială Tărcăuș. Aici este vorba, știți foarte bine, construim o grădiniță la școala Tărcăuș. Având în vedere OG-ul care a apărut, deja lucrările sunt, trebuie să actualizăm, adică conform inflației și conform statisticii care prețurile de construcție și așa mai departe se ridică în fiecare săptămână, fiecare zi, guvernul a dat o ordonanță și trebuie să respectăm. Vine cu hârtia respectivă, cu devizul respectiv, care a fost valoarea licitată, dar prin lege este o diferență mică acolo, 1, nu știu cât la sută, trebuie să dăm în plus față de ce a fost ofertat. Și pentru treaba asta trebuie hotărâre de Consiliul Local, că altfel nu avem cum să plătim diferența aia de preț. Despre asta e vorba. Discuție? Să pun la vot cine este pentru? Abține? Împotrivă? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesiune a unui teren de 3.015 m² sat Ghimeș, proprietate privată a Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău. Avizează Comisia 1, 2 și 3, inițiator primar comunei. Aici este vorba de un teren pe Adămaș, la care am primit, să zicem, o cerere de la o firmă din Constanța. Constanța vrea să facă o mini-fabrică de tablă. Tablă cu tablă și așa mai departe, cu fier să se ocupe. Și ne-a rugat dacă putem să dăm în spațiu, nu cu gratis, nu cu bineînțeles cu contracost, în concesiune. Și am propus, bineînțeles, spre concesiune terenul respectiv. Bineînțeles, aici am vorbit și cu colegii, am dat-o la un expert ca să evalueze terenul respectiv și a venit evaluarea. Ne-a promis că o să facă în 2 ani de zile, nu știu câte a zis, doamne, investiție de 50-60 de mii de euro. Ia căutați cât scrie acolo, plus locuri de muncă, vreo 4-5 locuri de muncă. Bineînțeles, noi facem... 100 de mii de euro. Conform contractul, dacă el în timp de 2 ani de zile nu o să-și facă investiția respectivă, contractul o să-și piardă valabilitatea, și ne-a promis 4-5 locuri de muncă. Sunt încă hârtii, dar sperăm că o să fie ceva din el. Plus, bineînțeles, dacă produce profit și TVA, comuna o să încaseze și de acolo, conform bugetului anul care este. Discuții? Să pun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Punctul numărul 12. Proiect de hotărâri privind lista achizițiilor, destinația, modul de valorificare și a prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi recoltată de către regia publică locală Oselime și Făget era în anul 2022. Avizată Comisia 1 și 2. Inițiator primarul comunei. Aici este vorba de un volum de 6.773 de metri cubi, la care o să fie destinat pentru licitație, pentru agenți economici. Ați văzut prețurile de referință sunt propuse. Fiecare să explice dacă are ceva de explicat, să mai ridicăm. Sunt prețuri de 350 de lei, preț de pornire de 200 de lei, de 300, de 380 de lei, de 270 de lei. Conform, bineînțeles, ce fel de lemn este. Dacă a stat mult pe pământ atunci, era estimat. Adică sunt propunerile de la Ocol venite, nu eu am pus. Dacă cineva are ceva de comentat acolo, de adăugat, comentare. Supun la vot. Cine este pentru? Abține? Nu abține. Împotriva? Trei abține, nu? Și doamna? Nu, eu sunt pentru. Pe lista de... Nu. Mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâri privind aprobarea proiectului obiectivului de investiții construire locuințe pentru tine în localitatea Gimeș-Făget, județul Bacău, în vederea obținerii finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, avizează Comisia 1, 2 și 3. No, aici am modificat, când am votat de buget, am modificat și lista de investiții, că am băgat lista de investiții, obiectivul respectiv. Este vorba, având în vedere PNRR-ul, Planul de Relansare și Reziliență în țara noastră, este componenta C10, care permite pentru locuințe de serviciu sau tineri căsătoriți care au copii și așa mai departe. Și vrem să facem și noi proiectul respectiv. Este vorba de o clădire cu 6 apartamente, apartamentele de 58 de metri pătrați, avem loc unde să punem și dacă sunt banii gratis, atunci de ce să nu încercăm, dacă câștigăm, bineînțeles, e la nivel de hârtie. Încă, dar sperăm că o să putem și materializa și putem să ne apucăm anul sau când locul o să fie. Construcției. Locul construcției în spate, lângă Căminul Cultural, în spatele șurii dumneavoastră, acolo avem un spațiu care ar permite să punem fața către DN, o clădire cu 3 etaje, adică 3-3-3, adică 3 etaje cu 6 apartamente. Mai ales dacă noi o să avem un aport mai mic, adică pe care putem să suportăm și primim bani de la fondurile europene, atunci să încercăm pe tema asta. Iați într-o ședință a comisiilor că pe acel teren nu se poate construi. Da, nu se poate construi până în momentul de față, că acum am terminat cu desfințarea, că erau niște sere acolo. Conform extrasul de carte funciară, funcționau niște sere acolo. A ocolului. Având în vedere, am făcut demersuri, am făcut hârtii, am făcut referat și așa mai departe pentru desfințare și atunci am putut să scoatem afară, încă nu a venit extrasul de cont, încă exista acolo cu construcțiile respective, dar pentru noi, ca să putem să depunem proiectul respectiv, nu trebuia momentan să dăm dovada că e curat terenul. Totul funcționau. Totul funcționau. Da. Și atunci îmi trebuie hotărârea respectivă ca să ne înscriem până pe data de 30 iunie, ca să nu pierdem eventual finanțarea. Și după aia o să fie pentru demolare, autorizația demolare care nu există, desfințare și așa mai departe, să facem terenul curat. Atunci, la vremea respectivă, am înțeles că nu se poate, pentru că a fost reabilitat căminul din banii europeni și pentru o perioadă de 5 ani de zile nu se poate face.
Așa, da, probabil am înțeles greșit. Mulțumesc. Nu în curtea Căminului. Nu în curtea Căminului, să nu înțeleagă greșit. Nu, nu. Dacă era în curte, nu avea, dar nu în curtea Căminului. Nu era vorba despre respectiva locație. Da. Da, ok. Mulțumesc. Să pun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Mulțumesc. Ultimul punct, punctul 14, dat diverse. Trecem la domnul consilier, dacă au ceva de domnul Neagu. Domnul Suciu? Da, ce se întâmplă cu piatra care este depozitată pe drumul comunal, comunal 141? Da. Încă din toamna anului 2021, acolo, în zona respectivă, care stopează vizibilitatea. A, sus pe drumul cu teatru. Aia e cumpărată pentru drumul de pe Petriceni, dar fiind faptul că anul trecut am avut oarecare inundație și am primit fonduri de la... Câțiva ai de lei, da? Da. Și atunci trebuia cumpărat, dar încă nu am reușit să ajungem acolo ca să și repara. Am reparat-o atunci ca să fie practicabil, dar urmează acum ca să o punem pe drumul de pe Petriceni. Mulțumesc. Cu plăcere. Doamna, mulțumesc. Domnul Arta. Da, domnul Ișan. Mulțumesc. Domnul. Eu aș avea încă o întrebare de la consilier, domnul consilier, dacă știți foarte bine, de ani de zile nu s-a ținut zilele comune Ghimeș-Făget. Noi în fiecare an am ținut fotbalul ăsta, cupa care am ținut la terenul de fotbal două zile în jurul a 15 august și anul ăsta ar trebui să facem și zilele comune Ghimeș-Făget. Nu știu dacă sunteți pentru, nu sunteți pentru. Bineînțeles, treaba asta implică și niște cheltuieli. Eu aș ridica acum problema să vină toată lumea ce propune și pe ședința viitoare din iulie să discutăm mai pe rar, să ținem sau să nu ținem. Să facem sau să nu facem? Să facem? Hai să facem ce fiecare comună face ceva, să ne gândim să facem ceva frumos. Da, da, ideea e că, bineînțeles, noi discutăm de deja de câteva luni. În august să facem. În august. Așa cum a fost și până primul, așa, de 15 august. Da. Ideea e de asta supusă întrebarea, că suntem conștienți de faptul că tot strângem cureaua pentru a face niște investiții care, despre care știți foarte bine care o să urmă. Și acum dacă toți o să spunem, da, uite, facem, da, intrăm, cam atâta o să coste, dar fiecare să analizeze și să... Să analizeze și să vină cu câte o idee, ce ar trebui să cuprindem în aia două zile. Bine, copiii mici o să facem fotbal, copiii, adică mai mari o să facem fotbal. Dar lângă treaba asta să veniți cu ceva, ce să facem, domnule, mai am o idee de cutare, asta ar trebui să facem. Și de aia am pus acum întrebarea, dacă ziceți că da, pe iunie să fie pregătit toată lumea, cu ce, pe iulie, mă scuzați, ce să facem, cum să organizăm, să fie bun pentru toată lumea. După aia să nu aud că nu era bun, așa era, dincolo, nu. Să vină fiecare cu o propunere, bun, rău, cum o fi, discutăm și vedem ce putem să facem. Că și părerea mea este că ar trebui să facem cumva. Bineînțeles, nu o să avem un buget mare. Căutăm surse, căutăm și așa mai departe. Dar, de făcut ar trebui să facem. Dar eu rog ajutorul vostru, adică fiecare să vină cu idee. Ce, cum... Eu atât am avut la diverse de urmă. Dacă nu mai sunt alte discuții, închid ședința.